Incendiul a izbucnit în jurul orei 18 la ultimul etaj al complexului comercial, acolo unde se află și singurul club de fițe din Brașov. Toate persoanele aflate în mall au fost rapid evacuate. Toată lumea e afară, nimeni n-a fost rănit. După primele cercetări, pompierii spun că incendiul ar fi izbucnit într-o sală de fitness. La sosirea noastră la locul intervenției, focul se manifesta la acoperiș. Voi numi o echipă de cercetare, o comisie de cercetare formată din toți cei cu drepturi și abilități și vom stabili și cauza acestui incendiu. Din cauza materialelor inflamabile din interiorul centrului comercial, focul s-a extins cu repeziciune. Celor 10 echipaje ale Inspectoratului de Urgență Brașovului s-au alăturat și 4 autospeciale de pompieri din București și Covazna. Operațiunea a fost îngreunată și de faptul că hidranții din zonă nu funcționau. O să facem o analiză cu Inspectoratul de Situații de Urgență, ce s-a întâmplat cu hidranții din zonă, de ce nu funcționează, de ce nu au apă. 2 persoane aflate în interiorul clădirii s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la spital cu un echipaj smurt, iar alte 3 au fost salvate de pe acoperiș. Erau pe acoperișul hotelului și se aflau în pericol și panicați, într-o stare de panică. Pentru că bucăți din clădire riscau să se prăvălească, polițiștii au izolat zona. Am izolat complet zona, nu permitem accesul decât autovehicolor de la ISU. Complexul comercial fusese dat în folosință la sfârșitul anului 2005, în urma unei investiții de aproximativ 3 milioane și jumătate de euro.